Bă, ce mă disperă asta. Păi dacă rotește dispozitivul, nu mai mă lasă să ăsta, n-ajanez primul. Tu ești primul? Nu, no, n-ajanez mâncați așa. Rotez dispozitivul și mă enervează că dacă pui invers, uite, pui invers, nu mâncam așa gura voastră. Mă, dacă l-am pus invers, cum facem? Trebuie să stau așa să citesc. Păi da, mă, dar eu ce să fac, mă, mâncați așa gura ta? Na, uite așa. Dacă, cred că nu-i voie să arăt eu focul. Știi? Facem așa, ca să nu se vadă focul. Dă să vede focul. Și am ce am mai făcut eu pe aici? Eu știu ce am făcut pe aici. Bă, dar ce mă disperă, mâncau așa. Părotește dispozitivul, băga mi-aș piciorul, e un dispozitiv, na. Și cum să facem să rotim dispozitivul? Trebuie să apăs pe locățelul ăsta, nu mai are... Mă mâncau aș gura voastră, ca să vedeți și voi. Bă, cum bă, că mă disperă, mă mâncau aș gura voastră. Dar ce bă, dar nu, bă, stai mă, că pui pe invers. Unde, stai așa. Că de la și rotește e ăla cum se dispozitivul. Eu nu mai rotez dispozitivul, că m-a disperat dispozitivul ăsta. Cu dispozitivul, rotești dispozitivul. Da. Rotim dispozitivul și nu stă nici asta. Bă, mă mor dacă nu. Uite așa. Și nu mă... Și acum, e ok? Sau nu e ok? Eu nu știu dacă e ok, să-mi ziceți dacă e ok, că mai piciorul... Bă, să mor dacă mai știu cum să fac. Ați văzut? Asta e o chestie interesantă. Acum eu aici, nu mai vomita n-ajanez. Și acum... Ce se împlântă? Nici eu nu știu ce se împlântă. Chestia e că nici eu nu știu ce se împlântă pe aici. Știți? Care e șmecheria? Nu știu, nu mai mi-apare comentariile? Ah, bă, da, bă, trebuia să dau în sus. Bă, bază, bă, să mor dacă chimit. Nu mai... Bă, dar dacă l-am pus invers... Deci dacă l-am pus invers, nu mai văd comentariile. Păi lasă așa, mâncava și gura voastră, că zice, rotește dispozitivul, că nu mai știu cum să-l rotesc, că lasă să-l arunc pe acolo, pe sus, pe acoperiș. Așa că lăsăm așa. Te rog, nu mai vomita, da, așa ales. Nu, dacă se... Bă, are e problema dacă se vede focul? Nu știu, e problema că se vede focul, mă. Nu se vede foarte bine mâncava și gura voastră, nu? Adică să nu se vadă focul, nu? Să nu se vadă flacăra, mai bine zis. Să nu se vadă focul, nu? E. Și se vede focul, așa că se vede, se vede. Ei, las că-l pui așa în ea, uite, îl întorc așa în ea, drang. Nu, ca să nu mai vomitați, nu se mai vede nimic, nici ăla, cum îi zice. A, nu are nimic? Păi, bă, dar eu zic că poate...
Știu eu dacă se vede flacăra. Da, nu are nimic haulis baulis și mă închid ăștia, Dumnezeu ce face Domnesc cu mine. Că iară după aia trebuie să fac o mie de ideea ca să pot să intru pe la pe... Îți mulțumesc, băiatul din Anglia, Alex, Giovanni e la paida la măsa. Că mâine merg la școală. Am vrut să, i-am zis să vină cu acea pe os, că nu mai vine, că îi face o baie, bla, 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 și mâine trebuie să mă arăt la școală. Bă, frate, eu stai aici acasă, când vrei mușchii tăi. Bine, acum la jănești, tu vrei să te adopt pe tine. Da, să te adopt, e Daniela. Aia cu ăla, cum îi zice, cu... Aia cu cătușele. Ce faci, mă? Ha? Cum stai? Cum te dai cu bicicleta? Bă, dacă mă mâncă mai puțin, mă, ce mânci așa mult? Că tu trebuie să ai gagici. Și dacă ai butică, nu mai ai gagici. Și eu, și eu, da, normal că și eu. Vezi? Amândoi trebuie să slăbim. Că dacă... Ha? Dacă fac când ești mici. Mai băgăm acolo niște ăsta cum zice uite bă ce mici fain fac, văzut? Să vedeți și voi să mâncați niște mici.
Da, mă. Așa că ne facem, nu știu ce tot arăzi acolo. Da, mă, am rupt lețul din gar, vezi? A să bat pe foc, n-ajanez. Ei... Bă, dar de ce mi-apare a apărut o eroare? Tată, mi-apare a apărut o eroare. Nu, bă, nu m-a ieșit. Nu. Acolo unde e, că aici partea asta mai e, coace încolo, mai iasă. Dar în partea aia ne-am pus folia, acolo nu mai iasă. Acolo, gata, s-a terminat. Am fost, i-am mai luat încă 80 de bucăți. Ieri iar am luat 80 de bucăți. 200. Bă, dar de ce tot mi apare că... Dar de ce tot mi apare a apărut o... Oh, bă, stai așa, bă, pe cartela de Germania, mă. Am băgat cartela de Germania, am activat cartela de Germania. Bună, bună, Nicolae. Hai să-mi aduc cu de aia de ăsta. Bă. Băga cartela de Germania, mă. Băga cartela de Germania. Lângă mașină, teroare? Pe acolo încă nu am curățat acolo, mă. Acolo încă n-am curățat. Acolo, alea încă nu le-am ajuns, să le iau și pe alea jos, dar încă n-am ajuns acolo. Bă, dar de ce te-mi apare, mă, a apărut o eroare? Ăsta încearcă din nou. Păi, bă, dacă îl pui pe orizontală, nu mai poți să... Tot îmi apare acolo, rotește dispozitivul și nu se rotește și aiurea. Știi? Păi, bă, poți să-l pui și acum, dar mă disperat să mor dacă nu mă disperați voi. Păi, dar nu eu, uite, îl pui pe orizontală și nu... Uite, vezi? Să rotește ecranul, dar... Zice, rotește dispozitivul. Na. Și acum, uite, așa trebuie să stau să mă uit ce scrieți voi pe acolo. Nu, mă, că... Pe apare, eu deja mă dau pe bara aia, că nu, am încercat, că stai liniștit. Da. Da. Da, acum cum se vede? Și acum cum se vede? Păi nu am zis, eu lasă-l ca înainte, mâncava, că mă tot disperați voi pe mine. Păi nu? Că dacă îl învârt, da, mă, trebuie să-l trec pe domnul Nesu, că asta mă enervează. Deci dacă îl învârt, ați văzut. Bă, și tătă mi-apare, a apărut eroare, încearcă din loc. Să-mi bă piciorul dacă nu mă și enervează telefonul ăsta. Na, uite-te. Îi dau una la telefonul ăsta de a Marii. Trebuie să activez cartela de România. Și cred că wifi nu e activat, mă. Bă, las din meserie. Du-te, bă, și plimbă-te, dă-mi pace. Așa că să vedem dacă nu ăsta.
Bă, să știi că nu ploua de vreo 3-4 zile. Păi nu sunt Germania, că sunt România. Da? Bă, nu știu. Păi, și eu am avut două implanturi care le-au schimbat. Știi? Că unul nu știu ce s-a întâmplat și l-am la fel. He. Da, mă trebuie stai să văd să activez la cum îi zice Wi-Fi. E activat. Da, vezi, nu-l găsește. Vezi, am, de aici nu prinde routerul, vezi tu? Interesant că nu prinde routerul, mă, să mori dacă nu. Vezi nici ăsta, ha? Ei, hai mă, băi, ta face să rânjesc, că mă pus să tărânjesc acum pe aici, că nu-s nebun să tărânjesc. Exact, zici că-s clape de hian, de ăla cu ce, de pian. Da, bă, după aia o să mă duc înăuntru să... Asta că aici... Aici tot mâncă internetul ăsta de Germania. Exact.
Deci, primul, bă, l-am sunat pe domnul Nelson, l-a zis că e plecat nu știu unde, dar eram încărcat cu pavajul, zic, bă, nu mai vii la tine acum, că am o grămadă de greutate pe mașină. Da, mă. Așa că am mai luat, ca să pun acolo, mă, cavaj. Să vezi ce fain fac acolo, acolo în partea din spate. Am vrut să torn beton, dar nu mai torn beton, că e mult mai mișto cu pavajul. Știi? Dacă te faci o treabă, să o faci ca lumea. În final, n-are rost să o faci. Ce e la Mulbang? Nici nu știu ce e la Mulbang. Mai zăpăcit n-aș anez să mori. Tu ar trebui să mergi la aia, la Daniela, cred că. Să te înveți un pic. Că aia de tine, mâncați așa cu cătușele și cu treburile ei. Da, face exact. Să vezi ce multi gag de la face după aia. Când îi pune aia cătușa și leagă de pat. Îți mulțumesc frumos, chiar îți mulțumesc frumos și pentru chestia asta, uite că mi-ai zis treaba asta, în cinstea ta, deci în cinstea ta, Nathaniel Lucian, bea un pahar de bere rece de la frigider, pentru că e duminică, nu mă duminică ieri, Giovanni Mniu bea jugurița lui Ios, că merge la școală, bine, mă duce la școală, dacă merge la școală ce vrei să fac? Am să vin în coace, dar că m-am zis că mă bag după el și l-aduc în coace, dar o să nu, că el mâine dimineață trebuie să mă la școală. Ah, ok. Mai am și niște ceafă acolo, o duc după aia să o pui și pe aia pe ăsta și după aia am muștar, să nu mă apice, mi-am luat muștar de la Fain. Normal că închiți, eu nu mănânc altceva decât închiți. A bătăt, bă, relasă-mă, dacă te imit, am zis și tu drept. N-am mâncat eu destul, că ai văzut că încă mai am găleata de la domnul Nelson, bă, să mă apice-o chiar, numai că am uitat, am zis că le-a dat la copii și tot am uitat. El mi-a dus dita mai o găletoacă de turtă dulce. Și eu dacă am mâncat vreo 4 din ele. Așa că îmi pare foarte rău, mâncava și gura voastră, fraților, dar eu nu, eu mănânc eu ăla, mulțumesc frumos, Rela. Păi eu mănânc de alea, cum zice, turtă, dulce, biscuit și ceai. Am mâncat atunci, zici că eram la teniță. Câți biscuit și ceai de alea am mâncat? Eu n-am mâncat în viața mea atâția biscuiți. Da, bine, mă, stai, mă, tu liniștit, mâncați așcherul. Vorbesc și tu acum, să te afli în treabă, să mor eu dacă nu. Da, stai că mă duc să aduc, că am și ceafa, să-mi aduc ceafa. Am pus-o când am plecat în col către Cluj, am pus-o la dezghețat. Băgăm frumos aici, să vezi și ceafă faină. Dar nu mai stau să o condimentez, că n-am, nu mai am eu timp de ele. Păi așa, că mâine merg la școală, mă. Bă, să mori, bă, mie nu-mi place chestiile astea, bă, oameni bună, eu. Nu știu. Mi-a rupă domnul Nelson când l-am văzut, mâncat la gura voastră, dacă nu mi-o vin să cred, mă, bă, nu mi-o vin să cred, să-mi bat piciul dacă nu mi-o vin să cred.
ceafa. Mă duc ceafa să... Nu să bat piciorul, dacă nu, nu mai mâncăm ceafă. Nu mai mânc ceafă, mă. Nu mai mânc ceafă, că și care-i treaba? Bă, ca să vezi să mor dacă nu. Păi nu am calendar. Bă, dar ce mă enervează la că el intru înăuntru mie iată. Da, am dinți. Bă, pe cine trebuie să te înfineze, ți-am zis cine. Aia, cum zice Daniel, lasă că dacă cumva mai intru cu ea, ai zis să te înfineze ea pe cine. Știi? Așa că nu mai mânc eu ceafă acum, că am făcut o șmechere cât minim de mare. Bă, să mor dacă nu. Am vrut să-mi fac o ceafă, că mi-am cumpărat ceafă și am tăiat-o așa felii, știi, pentru treaba asta. Bă, mâncam așa. Nu, mă. Și care te am alos să dizgheț, că am acolo mai multe pungi. Și în loc să dizgheț ceafă, am dizghețat pulpa. Nu. Acum o bag înapoi. Dar oricum intru înăuntru imediat și închid și intru de pe calculator. Că aici, na, ce să zic, nu e bine. Dacă stați un pic, ies și... Bă, să mor, bă, l-o să dezgheț ceafă, am dezghețat pulpa. Am văzut. Că n-am mai știut, am crezut că aia e ceafa. Că am pus, am mai multe pungi de carne acolo. Da, cum îi zice, petrec avioadele pe aici. N-o să-mi bat piciorul dacă nu, mă. Am vrut să-mi fac ceafa aia, mă. Și n-am, am l-o să dezgheț aia, am dezghețat altceva.
Da, mă, nu, bă, pe aici tot timpul trec, că e aproape aeroportul, nu-s 20 de kilometri de aici la aeroport, știi? Și pe aici, probabil pe aici au ei ruta. Stai că, stați un pic, că ies imediat și intru înapoi de pe calculator, că micis, gata, ceafa nu mai fac, că am dezghițat acel. Lasă-mi la picior, uite. În loc să dezgheț aia, cum îi zice, ceafa, am dezghețat aia, cum îi zice, pulpa. E da, mă, la 9 seara, grătar, ce? Stați așa că... Bagă ranga aerela. Da, bă, când mă duc la domnul Nelson, trebuie să văd să-mi arate cum să fac când... Da, fac probă la dantură cu mici. Bă, și ceva. Uite, bă, ce ciudă mie. Bă, am mai multe pungi de carne acolo în congelator, știi? Și am zis azi dimineață, când am plecat, adică am scos o pungă de carne, că am zis că aia, nu mai știu care e cotletul și ceafa și care e pulpa. Nu. No. Și în loc să scot ceafa, am scos pulpa, bețaș. Acum am băgat-o înapoi în congelator. Ce să fac dacă am greșit? Așa mai fac eu câteodată, că dacă nu știu, mai sunt alte muieri care nu știu, scrie cu carioca pe Trebuie să scriu și eu pe pungă, așa e? De 8 ori am zis. Bă, să-mi bat picior dacă nu. Normal că zâmbesc acum, că am cu ce clar. Da, nu, la, că și așa oricum am făcut o tavă de asta de mici, nici nu o mănânc eu toată acum, că îți dai seama că nu pot să mănânc atâția mici, dar nu, am zis că o fac, eu o făceam acum, știi, și o punem acolo frumos pentru mâine. Eu mă fac așa, pe zi două, nu mai am treabă. Fac câte o mâncare, 2 zile, nu mai am treabă cu mâncarea. Din Sinaloa, mamă, mâncați azi unii cartelul ăla de mafioți? Viva Mexico, Alex, să ai grijă, mâncați așa acolo, că e nenorocirea acolo în Sinaloa aia. Nu au plăcut să mai intri, că aia închisă. Na, nu era tras zăvorul la aia atunci. Să știi că nu trebuie să arate cam muștar. Mi-a luat de la muștar de la, nu știu cum îi zice, uita cum îi zice, de la mai, ăsta mai bun. Da, exact. Nu mai are punde să intre, bețaș. Nu mai are. Bă, am avut, când am făcut peștile ăla, mi-a luat 2 pungi. Da, ăla de tecuci, exact. Știi? Ai un pic mai scump, dar e foarte bun. Și nu-i un borcan de la de sticlă, că e de la ca ketchup-ul.
E foarte bun. Da, bă. Bă, bă, ridicat la Pescobar. Ce bobocioi. Da, mă, de acolo era la cu care am făcut eu când am fost pe 41 bis. Era bucător, era bucător acolo. Dacă mă duc într-un măcar la gura voastră, ies și intru de pe calculator, că e în orice caz să știi. Ies și intru de pe calculator. Bă, nu știu, serios, să-mi bat piciorul. Pe cum, dacă știu cum, de ce nu pot să-l întorc invers? Se poate? Apoi acum, cu ce vrei să fie? Dacă Giovanni spus că nu mai vine, că nu. E, da, mă, dar nici acolo, nu știu, nu, tu știi. Bun. Ia uite ce mâncava și bravo asta. Ce zici? Ce ziceți? A? Mișto? Mișto, nu? Bă, am vrut să-mi fac și cotletul, mă, să mor dacă nu, dar dacă am greșit. Am greșit că trebuia, bine, bine, acum am apoi să...